Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la Viața Trăită Conștient. Astăzi discutăm despre dreptate versus armonie în cuplu și o să încep cu un mic proverb, ca să spun așa, sau, mă rog, o povestioară foarte scurtă, care spune așa, că cineva s-a dus la un bătrân înțelept să-l întrebe care este secretul înțelepciunii și stării de bine. Și acesta a răspuns: să nu te contrazici cu proștii. La care vizitatorul spune: nu se poate, maestre, să fie ăsta secretul. Exact, ai dreptate. Bună seara, Gabriel. Bună seara, Alexandru, bun găsit. Bună seara tuturor telespectatorilor noștri, bun găsit și mulțumim pentru atenție. Dreptate versus armonie. De ce avem, ca ființe umane, atât de multă nevoie să avem dreptate, să ni se dea dreptate, să ni se facă dreptate? Unii dintre noi suntem adevărate spirite justițiare și poate că nu avem neapărat o miză practică într-un conflict, cât o miză de ego, de imagine, de în fața noastră, în fața altora. Așa este, trebuie să înțelegem acest construct psihologic numit ego. Trebuie să înțelegem că nu avem de fapt nevoie de dreptate. Deși, iată, e atât de apărată dreptatea aproape de noi toți. Dar noi nu avem nevoie de dreptate și dreptatea nici atât nu are nevoie să o apărăm noi. Noi avem nevoie de cu totul alte lucruri. Cred că orice om stă un pic așa și se analizează din perspectiva titlului și subiectului din această seară, își poate răspunde destul de clar că dacă e să analizeze aceste două noțiuni și ce reprezintă ele, dreptatea și armonia, dacă există o nevoie undeva, există în dreptul armoniei, nu în dreptul dreptății. Pentru că, ok, trăiesc cu dreptatea de unul singur? Că dacă ajung să am dreptate și vreau să am dreptate tot timpul, cam greu să mai stea cineva cu mine. În schimb, dacă mă îndrept către armonie, lăsăm deoparte dreptatea. Cum mă simt? Mă simt mai bine în armonie decât când am dreptate. Și atunci, dacă totuși e o nevoie undeva în spate, e în spatele armoniei, nu în spatele dreptății. Deci nu avem nevoie de dreptate, avem de a face cu un tipar al dreptății care vine din nou trebuie să înțelegem mecanismele de funcționare ale minții și acest tipar vine din atașamentul pe care îl avem față de ideile, opiniile, părerile, credințele pe care noi le acceptăm, formăm, dezvoltăm de-a lungul timpului. Ajungem să ne identificăm cu ele atât de mult, încât atunci când interlocutorii, colegii, prietenii, membrii familiei ni le contrazic, ni le pun la îndoială, vrem să avem dreptate. De aici apare nevoia cu ghilimele de rigoare. Încă o dată, noi nu avem nevoie de dreptate. E un tipar care acționează automat acolo. Avem nevoie de mâncare, avem nevoie de adăpost, avem nevoie de siguranță și integritate corporală, avem nevoie de apă, avem nevoie de relații armonioase. E o nevoie profund umană, dar nu avem nevoie de dreptate. E un mecanism automat care funcționează cumva fără știrea noastră, pentru că ne-am identificat, repet, cu anumite credințe, idei și păreri. Uneori sunt de-a dreptul presupunerii. Da, apropo de nevoia asta de relații interumane, îmi povestea un coleg că în această situație în care ne găsim a luat niște măsuri de autoizolare mai extreme, da, într-o circumstanță de viață, și timp de o lună de zile nu a atins pe nimeni. Și mi-a spus: Alexandru, nici nu poți să realizezi ce înseamnă lucrul ăsta și ce impact are și cât de multă nevoie avem noi ca ființe umane să avem contact inclusiv fizic cu alți oameni, să atingi un om. Nu mai vorbești de intimitatea în cuplu și așa mai departe. Pur și simplu, simpla atingere fizică a unui alt om, a unei ființe umane, carne și oase. Da, mărturisirea aceasta a unei experiențe reale, a cuiva ca tine și ca mine, ca noi toți, vine să confirme ceea ce multe studii
psihologice și sociale au arătat că noi avem nevoie de apropiere, de interacțiune umană, destul de apropiată, de îmbrățișare, de o strângere de mână, de o privire în ochi, de un mulțumesc, de armonie, de acceptare. Aceasta e o nevoie reală. Și atunci dreptatea devine un obstacol pentru această nevoie reală. Dar vezi că sare prima dată. Uite, eu am observat unde este în tușe foarte groase povestea asta cu dreptate, este în mediul online. Pentru că spunea cineva, social media este locul unde poți să înjuri pe cineva fără să fii bătut. În sensul că lucrurile pe care le spui cu mult tupeu acolo pe social media, nu le-ai spune unui om în față că riști o confruntare de pumpă, când acolo în spatele ecranului ești viteaz. Acolo oamenii sar imediat să, și cu cuvinte foarte grele, cu atacuri la persoană, cu, adică aduc artileria grea și necesită foarte mult antrenament, o stare de foarte mare echilibru ca să nu reacționezi, să nu se atingă butoanele. Eu am observat chestia asta pe mine, fiind destul de activ în social media, că mi-a luat destul de mult timp și mai am încă mult de lucru, dar am observat în ultimul timp o mai mare disponibilitate a mea de a nu mai simți nevoia să aduc contraargumente la unele lucruri sau pur și simplu să le las așa, să accept părerea. Mi se ating credințe profunde, idei profunde și avem nevoie să avem dreptate. Și spunea cineva în domeniul vânzărilor, am câștigat disputa și am pierdut afacerea. Da. Așa este. Adică oamenii țin de nevoia asta de dreptate chiar până unde le prejudiciază financiar, relațional, social și mai departe. Așa este. E foarte ușor să ai o asemenea atitudine pe internet cu o tastatură și un monitor în față. Doar că acesta e doar un indiciu al unui comportament pe care îl avem cu toți cei din jur. Noi ne uităm propriul interes chiar și de față cu cei din casă. Avem situații, cu toții le avem, cu toții avem provocări, când chiar cu cei din casă, cu partenerul de cuplu, cu mama, cu tata, cu copiii, ne uităm propriul interes de a trăi în armonie. Și avem momente, avem ieșiri când nu reacționăm foarte frumos. E ca și când am uitat că avem în față un prieten. Un bun prieten, că na. Un bun prieten. Și parcă am uitat și suntem în fața unui dușman. Începem să ne încruntăm, începem, ne schimbăm la față, ne înroșim, ne înfuriem. Mai spunem și cuvinte grele. Deci atât nu mai în fața unei tastaturi cuiva pe care nu avem cum să-l cunoaștem. Chiar și în fața celor din casă avem uneori astfel de ieșiri. Nu e pentru că cineva chiar își dușmănește partenerul. Sunt convins că asemenea situații sunt rare. Poate deloc. Poate deloc. Doar că sunt tipare atât de puternice încât noi nu le putem face față în momentele respective. E vorba aici despre modul în care funcționează mintea umană, este vorba despre cum funcționează, cum se organizează realitatea în funcție de acțiunile noastre trecute, cum vin peste noi vechile tipare, vechile obișnuințe, cum vin peste noi fenomenele care țin de cauzalitate și astfel parcă am uitat că avem în față un prieten sau cel mai bun prieten și parcă în locul lui dintr-o dată s-a transpus, s-a coborât un vol așa și parcă avem un dușman. De regulă apar situații de genul ai făcut sau n-ai făcut cu tare. Da, banale, de-a dreptul banale. Sunt situații de genul de ce nu stă rola de hârtie de bucătărie acolo și stă acolo. Cine a luat prosopul, de ce că n-am cum să mă șterg pe mâini. Uite, aici trebuie să fie locul, eu acum să umblu cu apa prin casă. Situații extrem de banale. Sunt de vaza de la bunica. Eu am pus-o acolo. Cine a mutat-o? Sunt lucruri care chiar uneori sunt... Oamenii care au astfel de ieșiri în momentele acelea își dau seama singuri după ce trece valul că nu era un motiv de supărare, de nemulțumire, de a avea dreptate acolo în acel moment. Nu era. Doar că, încă o dată, e acolo un tipar care,
Când se întrunesc cauzele și condițiile potrivite, el se manifestă, butoanele de care vorbeai. Bine, aici e un subiect și e legat de situația în care ne găsim de sechestru la domiciliu. Al cui e domiciliu? Pentru că, vezi, poate să fie casa bărbatului, poate să fie casa femeii, poate să fie casa părinților unuia dintre ei, sau poate să fie o casă comună. Cam astea ar fi variantele, nu? Da. Să zicem. În momentul în care este casa unuia dintre ei sau a soacrei, cuscului, cum să zice, cel care e la el acasă se consideră îndreptățit să bată cu pumnul în masă că are mai mult ownership, că ceva ai lăsat apa deschisă, lumina aprinsă sau stinsă, sau căldura, sau geamul, sau gunoiul, sau pisica, sau nu contează. În măsura în care putem să gestionăm chestia asta, că poate unii pur și simplu nu au altă posibilitate decât cea care este, dar în măsura în care avem, sigur, cu niște costuri, că orice are un cost pe lumea asta, dar cu niște costuri să spun că avem posibilitatea să alegem. Cum vezi tu la modul ideal sau, mă rog, la un mod mai util partea asta cu spațiul comun? Că de aici apar foarte multe discuții, poate nu toate, dar multe, legate de situații. Dăm telecomanda pe program, lasă pe program. Bine, totul ține de cum e construită relația, nu cum e construită casa sau pe numele cui sunt actele. Dacă relația este construită în modul în care contează pe numele cui sunt lucrurile, da, o astfel de situație cum e cea curentă și nu numai cea curentă, abia acum sunt favorizate anumite ieșiri, dar ele erau acolo. Poate fi mai delicat în astfel de momente, dar contează foarte tare cum intrăm într-o relație. Într-o relație nu suntem doar mașină lângă mașină, casă lângă casă, haină lângă haină, trup lângă trup. Nu e suficient. Chiar dacă adineauri am spus că da, e nevoie interacțiunea umană, de îmbrățișare, de o strângere de mână, de o apropiere, de o privire caldă, dar cine privește din spatele acelei? Privire mai important decât ochiul și corpul. Nu avem nevoie doar de o relație trup lângă trup, avem nevoie de inimă lângă inimă. Și când vorbim de inimă lângă inimă sau suflet lângă suflet, mai contează pe numele cui e casa sau apartamentul sau mașina? Atâta timp cât lucrurile acestea contează, înseamnă că relația este încă la un nivel foarte superficial. Când relația ajunge să fie una de la inimă la inimă, nu mai contează. Și atunci ambii se simt inimă lângă inimă. Nu mai contează că e casa unuia dintre ei sau a părinților unuia dintre ei sau a niciunuia dintre ei. Contează relația și armonia dintre. Ar fi bine ca în relații, dacă n-am intrat astfel, măcar să facem efortul să ajungem, pentru că e un efort să ajungem aici. Armonia necesită un efort. Nu poți să ai o relație armonioasă dacă te concentrezi pe dreptate, să ai dreptate mereu. Nu, e nevoie să faci un efort de ajustare reciprocă să ai armonie. Iar această ajustare reciprocă trebuie dusă la niveluri din ce în ce mai profunde, unde pe numele cui sunt actele. Da, da, este un argument, vedem și în filme, vedem și în viața reală, că este un argument destul de important. Adus uneori de părinți, dacă copiii la o vârstă mai mică sau mai mare, adolescenți sau adulți sunt în casa lor sau în cuplu și spun, ești în casa mea, my way or highway. Acolo eu fac regulile. Avem de-a face cu o relație. Și eu am dreptate. Da, în astfel de situații e o relație contractuală. O relație contractuală, dacă nu are toate clauzele bine scrise, ar fi bine să le aibă. Depinde de fiecare în ce fel de relație vrem să stăm. Vrem să stăm într-o relație contractuală? E posibil. E foarte posibil. Dar e bine să avem grijă cu clauzele. Și stăm într-o drepturi relație și obligații. Drepturi și obligații. Și le respectăm. Apare ceva nou, ne întâlnim din nou, negociem, înscrie.
ce fel de relație e asta? Se poate, nu e imposibil. Există astfel de relații. Au existat întotdeauna relații din interes, nu? În cuplu. Au existat cupluri care au trăit astfel. Poate sunt și acum. Nu știu. Și din casele regale, nu? Au fost, se făceau mariaje din interese de afaceri, de războaie, de averi, de dominații, de... N-avea nicio legătură evitat cu... războaie. Da, n-avea nicio legătură cu... inima la partea inima. Sentimentală. Nu, se poate și astfel. Doar că acolo avem de a face, trebuie să fim capabili să facem distinția. E o relație contractuală și atât. Dacă nu sunt toate clauzele la locul lor, apare conflictul. Dacă sunt și ambele părți respectă, se poate, ce nu rezistă și relațiile contractuale, comerciale, rezistă. Sau între state, rezistă. Pot rezista și între doi oameni. Dar noi vorbim aici de un cuplu, de un cuplu armonios, de un cuplu care nu pleacă astfel la un drum de viață. Vorbim de o relație mai profundă de atât, în care contractele nu mai au nicio relevanță. Niciun fel de contract. Pentru că, până la urmă, deși sunt relații care rezistă contractual, contractele nu garantează relația. Partea care cu adevărat, de fapt nimic nu garantează relația, dar partea de profunzime, partea sufletească, partea care ține de relația de la conștiință la conștiință, este singura care poate da profunzime și, într-adevăr, durata. Nu garanții, durata relației. Pentru că de ce ar trebui să aibă garanție o relație? Garanția este de bine împreună. Suntem bine astăzi. Ok, deci stăm și azi împreună. Ne trezim mâine dimineață, suntem bine. Ne uităm unul, suntem bine. Te simți bine cu mine? Mă simt bine cu tine. Mai stăm și azi. Putem sta așa toată viața. Dar dacă eu sunt bine și tu nu ești bine, nu-i vorba de tine. Partenerul nostru. Eu sunt bine și tu nu ești bine. De eu te constrâng să stai cu mine. Ce fel de relație e asta? Unul stă pe umerii celuilalt, probabil, nu? Merge prin viață pe umerii celuilalt. Cu contract sau fără contract. Da, dar vezi, oamenii nu sunt ca în cărți. În viața reală, oamenii au volte. Au poate o stare, o zi bună, când se simt fericiți, se simt în armonie, se simt inimă lângă inimă, până când a dat cafeaua în foc și a umplut aragazul, atunci s-a tăiat filmul, intră în acțiune, s-a prinde... Când stăm la alarmă. Un film și ne uităm împreună la același film și ne înțelegem bine pentru că avem aceleași gusturi sau bem același vin roșu pentru că avem aceleași gusturi, nu înseamnă că ne înțelegem de la inimă la inimă. Înseamnă că ne-am întâlnit la nivelul gusturilor. Nivelul gusturilor e încă unul superficial. Gusturile de mâncare, gusturile de vizionare, gusturile... Suntem încă în lumea formelor, suntem încă în lumea exterioară. Îmi place de tine că îți plac filmele de acțiune cum îmi plac mie sau polițiste. Ar trebui să vedem mai mult decât atât de la celălalt. Câte filme polițiste să putem vedea împreună? O să stăm numai la filme polițiste ca să ne înțelegem bine și când s-au terminat filmele polițiste, gata, a dat cafeaua în foc? Vezi? Suntem încă la nivel superficial, la nivelul simțurilor. E recomandabil să trecem dincolo de nivelul simțurilor. Să nu ne întâlnim doar în poftele noastre. Dacă ai aceleași pofte ca mine, te simpatizezi, ne înțelegem bine, hai să trăim împreună. Păi... Bine, e de preferat să le ai decât să... E un indiciu, dar așa se cam întâlnesc oamenii, dar nu trec de acest nivel. Aici e un obstacol. Noi ne putem întâlni într-o sală de cinematograf la același film, fiindcă am fost atrași în acea direcție. Pe un teren de fotbal, că am fost atrași în acea direcție. Sau în parcul Cismigiu, pentru că am fost atrași către șah. Sau nu știu unde să mai întâlnesc șahiști. Acum nu cred că se mai întâlnesc. Dar e nevoie... După ce ne-am întâlnit la nivelul gusturilor, care țin de simțuri, să vedem dacă ne putem întâlni și la niveluri la mai profunde ale conștiinței noastre. Nu doar la nivelul simțurilor. Simțurile sunt foarte vremelnice și sunt foarte schimbătoare. Ce îmi place astăzi, s-ar putea să nu mai îmi placă peste un an. Ce facem? Dar credințele fundamentale, cum le vezi? Faptul că, de exemplu, unul... crede în Dumnezeu, unul nu crede în Dumnezeu. Unul e interesat de spiritualitate, unul este interesat de bani și carieră. Unul este... adică pot fi lucruri destul de fundamentale. Unul vrea copii, unul nu vrea copii.
Unul vrea să călătorească mult, unul vrea să stea mult acasă sau să lucreze sau să citească, sau unul vrea să iasă în aer liber, la distracție, altul nu vrea. Când întâlnirea se produce la nivel mai profund, chiar dacă sunt diferențe între oameni, mai contează? Între cei doi, mai contează? Cel care vrea la mare o să meargă la munte cu celălalt, pentru că pentru el contează mai mult anul acesta să fie la munte. Nu mai contează. Adică prezența lângă partenerul de cuplu este mai importantă decât contextul. Când întâlnirea se produce între cei doi de la nivel de prezență la nivel de prezență, deci de la nivel de conștiință la nivel de conștiință, atunci e posibil să vrea amândoi să renunțe. Când întâlnirea este superficială, nu renunță niciunul, pentru că amândoi vor să aibă dreptate. Aici e necesară coborârea relației la un nivel de profunzime, din ce în ce mai mare. Și atunci nu mai contează cine are dreptate, deloc. Poate unul îi place la mare și celuilalt îi place la munte. Dar când se pune problema unde mergem în vacanță, ambii vor renunța. Ambii vor fi dispuși să renunțe și nu vor regreta. Dacă s-au întâlnit la nivelul inimii, cel puțin. Dacă nu, apare nevoie de dreptate. Anul ăsta mergem ca mine, anul trecut am mers ca tine, acum doi ani am mers ca tine, acum vreau ca mine. Și de aici conflictul. Vreau să am dreptate, celălalt vrea și el să aibă dreptate. Mi se pare că anul trecut n-a fost bine, chiar dacă am fost unde a vrut el. Și apare conflictul. Și odată conflictul, ne întrebăm pe numele cui e casa. Când ne înțelegem bine, mai contează pe numele cui e casa. Mare vreo importanță? Nicio importanță. Și atunci totul ține de modul în care noi ne raportăm la relație. De la ce nivel interacționăm cu celălalt? Dacă rămânem la un nivel superficial, la nivel superficial, la nivelul formelor, la nivelul gusturilor, la nivelul emoțiilor, sunt foarte multe diferențe și foarte multe obstacole. Și multe dreptăți de apărat. Mai este o situație. În contextul modern în care trăim astăzi, și femeia și bărbatul muncesc. Da. Au afaceri, cariere, program și așa mai departe. Sunt rare cazurile în care unul dintre cei doi, să spun că este casnic și se ocupă de copii. Femeia sau bărbatul, nu contează că acum e valabil de ambele părți. Femeile, de multe ori, make a point, ca să spun așa, în a avea propria carieră, propria afacere, propria independență, e o mișcare, e o nevoie. Unde vreau să ajung cu treaba asta? Vreau să ajung că în cuplu se poate întâmpla uneori, nu obligatoriu, dar se poate întâmpla, ca unul dintre cei doi, oricare dintre ei, să fie o persoană mai proeminentă, să spunem că e un sportiv de o anumită anvergură, un om de afaceri, un artist, ce-o fi el, femeie sau bărbat. Dacă ar fi susținut 100% de partener, să spunem că, nu știu, e un fotbalist de națională, dar nu e încă Messi. Dar poate dacă ar fi susținut de partener 100%, poate ar ajunge la nivelul de superligă. Asta e o variantă. Cealaltă variantă în care partenerul zice, stai puțin, vreau să am și eu cariera mea, independența mea, banii mei și mai departe. Chiar că nu sunt în liga aia, dar pentru starea mea de bine, e mai și apar diverse... Se trag amândoi unul pe altul în jos, în concurența, apare o formă de concurență în cuplu sau în orice caz, o formă de fiecare să tragă spre turta lui timp, atenție, energie. De ce mai e nevoie de o relație aici? E simplu. De ce mai e nevoie de o relație? Păi oamenii au nevoie să fie într-o relație. Dacă au nevoie să fie într-o relație, când ești într-o relație, e diferit de când nu ești într-o relație. Nu-i așa? Adică nu poți să fii și într-o relație și în afara unei relații în același timp. Nu poți să te comporți pe plajă ca la tine în baie.
E diferit. Nu poți să te comporți într-o relație ca și când n-ai fi într-o relație. E diferit. De ce? Nu e singur. E simplu. Nu e singur. Dacă nu ești singur, ești într-un cuplu, celălalt contează, de-aia ești cu el. Contează, nu? Și atunci, dacă celălalt contează, ce contează? Doar interesele tale, dorințele tale, aspirațiile tale, egoismul tău? Și atunci el unde mai e? Unde mai e? Nu e. Dacă nu e, de ce mai stai cu el? Iar dacă stai cu el, înseamnă că e. Dacă e, are și el simțăminte, are și el nevoi, are și el aspirații. Nu doar tu. Dar unde voiam eu să ajung, Gabriel, că poate nu s-a înțeles foarte bine. Posibil. E că pot fi situații, poate nu majoritare, poate nu în unele cazuri, dar pot fi situații în care, punând toate resursele pe unul dintre cei doi, ca și cuplu, să ajungă mult mai departe decât împărțindu-le. Da. Dar așa este. Relația poate fi o șansă uriașă dacă cei doi trag în aceeași direcție. Uite, să dau un exemplu concret, ca să fie foarte clar. Da. Exista o femeie care era în concediu de maternitate sau, mă rog, și în acest concediu de maternitate s-a apucat să scrie, a pasionat-o scrisul. Și în timp ce avea grijă de copii, să ia, să-i ducă, să-i nu știu ce, scria câte o oră, două pe zi. Vreun an, doi, până s-a terminat concediu sau treaba și ar fi trebuit să se întoarcă la muncă. Și a trimis ea diverse propuneri, să un roman, a trimis diverse propuneri, nu știu ce, n-avea niciun succes, niciun feedback pozitiv. Și bărbatul i-a zis, știi, nu prea ne descurcăm cu un singur salariu, ar trebui să te întorci la muncă. Și ea n-a zis nimic, noaptea a tot stat trează, bărbatul a sesizat că e o problemă și a întrebat-o, dar ce se întâmplă, ce nu întorc? Și a zis, uite, eu chiar cred că aș putea să am succes ca scriitoare. Și atunci bărbatul a zis, bine, dacă așa crezi și simți tu, ok, dă-i înainte. Și a mai stat 5 ani în care a exersat, făcându-și pântre treburile de gospodar, dar neducându-se la un job full-time, pentru că un job plus copii și nu știu ce, ar fi stat. A mai stat 5 ani. După ăștia 5 ani, a ajuns să scrie niște zeci de cărți, dintre care după câteva s-au făcut seriale de televiziune, unele bestseller în New York Times, deci a ajuns la nivelul maxim. Iar acum locuiesc într-o cameră, într-o casă de 4.000 de metri pătrați și bărbatul meșterește la un avion în garajul casei, pensionându-se la 50 de ani. Adică a avut și el de câștigat. Dar a avut de câștigat înțelegând și alegând să investească în celălalt, da, timp, bani, adică să-i dea spațiu să reușească. Și a reușit la un nivel la care n-ar fi reușit împreună nici 10% dacă s-ar fi dus la job. Poate să înțelege mai bine acum. Da, e mai clar. Între cei doi era vreunul deasupra? Nu, părea. Și la final, când stăteau într-o casă de X metri pătrați, era cineva deasupra? Nu, cineva? Nu. Nu. Acest lucru este important. Dacă cei doi se înțeleg și se susțin reciproc și sunt fericiți împreună, mai fericiți decât ar fi fiecare dintre ei singur, în afara relației, e totul în regulă. Are importanță cine e deasupra, cine e de sub, cine are succes, cine nu are succes. Amândoi au succes. În situația pe care mi-ai descris-o, e un caz clasic de succes împreună. Amândoi s-au susținut reciproc. Nu contează că s-au susținut către succesul ei că a avut un talent sau către succesul lui că a avut alt talent sau altă deprindere sau altă abilitate. N-are importanță. Sunt împreună. E un exemplu minunat de cuplu în care nu e cineva cu succes, ci cineva fără succes în cuplu. El era fericit acolo, meșterind, de așa mi-ai descris. Ce meșterea el în atelierul casei. Era în regulă. Nu era de desubt. Nu era fără succes. Succesul l-au obținut împreună și se bucurau împreună. Practic e un exemplu de armonie. Și armonia aceasta interioară nu se judecă pe baza elementelor exterioare ale succesului.
ca dovadă, ea scria cărți, după, ea, după cărțile ei s-au făcut seriale de televiziune, iar el meșterea în atelierul casei. Dar în interiorul lor, în relație, dacă erau bine, dacă erau fericiți, nu e nicăieri nimic de împărțit. Și nu mai contează pe numele cui e casa sau cine are succesul, pe numele cui sunt cărțile. N-are nicio importanță. Relația de la inimă la inimă și armonia în cuplu nu poate fi egalată de nimic exterior și lumesc. Uite, de aceea cuplul poate fi un ajutor imens pentru fericirea ambilor, chiar dacă în exterior poate unul este vârful de lance și celălalt pare să-l susțină. O să dau un contraexemplu sau un exemplu amestecat. E dintr-un film, dar dacă nu greșesc, este inspirat din fapte reale. Era vorba de un cuplu de pictori. Pictorița talentată era femeia, dar în societatea în care trăiau, femeile nu prea erau valorizate ca și pictori. Și atunci ea picta, dar el pretindea că e autorul. Și a vrut să câștige foarte mulți bani, faimă, chestii, nu știu ce. Dar ea începuse să fie frustrată că e pe numele lui toată treaba. Bine, apar diverse întâmplări în care erau aproape să fie prinși, când încă nu aleseră să dea pe față. Într-un final, tipa face un proces în care trebuie să dovedească că ea e de fapt autoarea anumitor tablouri care fuseră vândute la sume fabuloase și așa mai departe. N-avea o chestie de bani, avea o chestie cumva de valoare, de recunoaștere a ei, a muncii. Și până la urmă avocații au pus niște întrebări capcană și ăla s-a dat de gol că nu pictase el opera cumva. Vezi, un exemplu amestecat, adică au decis împreună să facă o chestie ca să funcționeze, au ajuns la succes, dar acolo n-a mai fost suficient. Da, pe numele cui e... Da, pentru că în exemplu pe care l-ai descris aici din film, pentru ea era mai importantă recunoașterea din exterior decât relația. Suntem foarte diferiți și reacționăm foarte diferit. Ne și schimbăm pe parcurs. Nu e neapărat obligatoriu ce am gândit anul acesta să mai fie valabil peste 2 ani. Altfel n-ar exista despărțiri. Că apar despărțiri, mai ales în primii 3 ani. Am înțeles că majoritatea divorțurilor se produc acolo. E clar că ne schimbăm pe parcurs. Ne schimbăm pentru că relația nu a avut profunzime. Și când exteriorul se schimbă, lucrurile superficiale se schimbă, dacă relația s-a bazat pe lucruri superficiale, e clar că relația se va prăbuși. Dar acum, pentru că mai avem cel puțin 3 săptămâni, ni s-a dat un orizont, da, 15 mai, în care teoretic putem începe treptat, probabil în anumite domenii, în anumite circunstanțe, dar putem ieși din case, ne-a spus președintele Klaus Iohannis. Ce efect simți că a avut asupra cuplurilor și relației de cuplu această situație și ce idei, sugestii am putea să le dăm pentru perioada care mai rămâne până când vom reveni la o situație anterioară, într-o măsură? Cred că relația de cuplu rămâne foarte importantă indiferent de contextul în care ne aflăm. Noi ne bazăm pe relația de cuplu. Și relația de cuplu poate fi un sprijin uriaș pentru ceea ce avem de făcut, pentru modul în care acționăm noi către viață, sau poate fi o piedică uriașă pentru modul în care acționăm noi către viață. Aceste lucruri sunt valabile atât în perioadele când stăm mai mult acasă cu partenerul de cuplu, cât și în perioadele celelalte. De fapt, dacă tot ai un partener de cuplu, se presupune că nu ți-ai luat un partener de cuplu ca să nu stai cu el. Dacă ai un partener la început de cuplu, oamenii sunt nedespărțiți, cum sunt tineri, adolescenți, îndrăgostiți, par că sunt o lume a lor și nu le mai trebuie nimic. Dar pe parcurs oamenii încep să-și mai caute de lucru. Și oamenii încep să sufere pe parcurs, pentru că sunt într-un cuplu, dar n-au o relație. Dacă ești într-un cuplu, ai intrat în cuplu pentru a avea o relație cu partenerul de cuplu. Dar dacă partenerul de cuplu e plecat într-o direcție și tu în altă direcție, de dimineața până seara, și nu te întâlnești aproape deloc sau doar o jumătate pe zi, unde-i cuplul? Într-o hârtie, nu? Probabil. Dar nu-i suficient. Nu ai intrat pentru o hârtie în cuplu.
Nimeni nu intră pentru hârtie, intră pentru o relație. Unele domnișoare intră și pentru hârtie. Dar tot le lipsește relația. Tot lipsește relația. Își doresc statutul de femeie căsătorită. Ok, au statutul, dar relația tot lipsește. Dacă noi nu ne întâlnim deloc, unde suntem împreună? Într-o hârtie, dintr-un sertar. E în regulă. Dacă lucrul ăsta s-a făcut, te simți bine că ai acea hârtie. Dar unde e relația? Că nu e într-o hârtie în sertar. Relația e vie. E o interacțiune directă între doi oameni care nu se întâlnesc. Foarte mulți oameni sunt în relație de cuplu, dar tânjesc după relație. Pentru că n-au o relație. Adică sunt într-un cuplu, dar nu sunt într-o relație. Dar nu sunt într-o relație. Și atunci, poate că ar trebui această perioadă să ne întoarcă acasă. Poate că nu e nevoie să alergăm atât de mult cum am alergat înainte de această perioadă. Poate că a fost o perioadă în care am fost atrași către exterior, către alergat, către umblat, către ieșit tot timpul. Dar în acest interval, poate că am fost ajutat să redescoperim valoarea relațiilor cu cei de acasă. Partenerii noștri de cuplu, copiii noștri, părinții noștri. Știu pe cineva care spune că nu și-a cunoscut pur și simplu copiii până în această perioadă, pentru că n-a stat deloc acasă. Când i-a născut, a avut grijă doica de ei, când s-au mărit, a avut grijă grădinița, căminul, școala. Acum copiii sunt undeva în jur de 20 de ani, 18-21, și nu se cunosc. Pentru că se întâlneau fugitiv. Unii coborau scările, alții urcau scările casei. Această perioadă i-a ajutat să se cunoască, să se descopere. Cum poți să-ți cunoști copilul lângă care tu n-ai stat de când a încercat ca mamă? Te-ai ocupat de orice altceva. Doar ai trecut pe lângă el în diverse interacțiuni, dar s-au ocupat alții, într-adevăr. Școala, profesorii, educatorii, doica, menajera, colegii, prietenii copiilor. Dar tu nu. Unde a fost relația cu copilul tău? Relația. Relația efectivă, vie. Nu pe hârtie că scrie care are același nume ca tine. Vezi tu, hârtia nu ține, poate pentru unii e important. Dar în realitate, în viața reală, în viața vie, nu contează hârtia, contează relația pe care o avem. Noi tânjim după asta. Și ei s-au redescoperit. Iată doar un exemplu, unul dintre exemple benefice, pozitive ale acestei perioade. Mama era foarte încântată și chiar copiii de interacțiune pe care au avut-o în această perioadă când au stat acasă cu toții. Am un alt exemplu unde copiii sunt ceva mai mici. Undeva în jur de 12 ani și un copil mai mare în jur de clasa 12, la fel. Și-au redescoperit relația de familie. Mama, copiii, tatăl, fac activități împreună. Se împacă mult mai bine decât în perioada anterioară. De ce să ne întoarcem la perioada anterioară dacă acum am descoperit că putem trăi așa mai bine? Le putem combina. Chiar dacă ni se dă voie să ieșim din nou afară, să nu explodăm iarăși în exterior. Pentru că cei de acasă suferă. Pentru că, de fapt, până la urmă, de ce am luat? Să-i punem ca pe o vază, pe un raft, într-o vitrină, sau ca pe un act, într-un dosar, într-un sertar? Așa vrem să trecem cu ei prin viață. Ca nume pe o hârtie, într-un sertar, ca bibelouri puse într-un dulap sau într-o vitrină? Nu vrem să avem o interacțiune. De-aia ne-am luat un partener de cuplu. Și această interacțiune ne poate împlini. Ne poate susține mult sau ne poate împiedica. Depinde de noi. Depinde de modul în care ne raportăm la ea. Poate că această perioadă ne-a întors acasă. Ne-a adus acasă. După o perioadă îndelungată de explozie către exterior. E un beneficiu pe care mulți oameni cu care interacționez, de care mulți oameni cu care interacționez au devenit conștienți. O relație te poate ridica sau te poate trage înapoi, te poate prăbuși. Și pentru că, cumva, eventualele lovituri care vin de la partenerul de cuplu sunt un pic sub centură. Pentru persoanele din afară, suntem cumva cu garda sus, pregătiți pentru eventuale situații
Și dacă se întâmplă niște conflicte, nu ne afectează foarte profund la nivel interior, la nivel de identitate, la nivel de ambiție, la nivel de... Pe când niște lovituri de la partenerul de cuplu pot fi foarte sub centură și să te pună mai jos decât 10 situații din viața socială, profesională, de afaceri și mai departe. Așa este. Sunt oameni care nu-și revin niciodată după astfel de lovituri. E într-adevăr o situație destul de greu de traversat, de administrat și de înțeles. Doar că n-ajungi în ea brusc. Aici tinde să dăm vina pe celălalt când ajungem în astfel de situații. E ca atunci când descoperim că avem o boală, de exemplu. Ne trezim cu analizele în mână și credem că boala a apărut atunci când vedem rezultatul analizelor, în cele 5 secunde. Nu, boala n-a apărut atunci. Noi doar atunci aflăm de ea. E la fel cu partenerul de cuplu. Prăbușirea relației n-a apărut când afli că a plecat de acasă sau că ești are pe altcineva. Nu. Prăbușirea relației a apărut cu mult timp în urmă și sunt mulți factori care au contribuit și mulți ți aparțin. Responsabilitatea multora este a ta cu mult timp înainte de analizele pe care le ai în mână acum când vezi că lucrurile nu stau bine. Noi nu dăm seama, dar contribuim la armonia relației printr-o suită, printr-o un număr mare de acțiuni mărunte, dar contribuim și la distrugerea relației printr-un număr mare de acțiuni mărunte pe care le facem zi de zi, timp îndelungat. La fel ca sănătatea și boala. Contribuim ani de zile la rezultatele proaste ale unor analize, doar că n-am fost conștienți de asta. La fel contribuim la rezultatele bune ale unor analize de sănătate. E la fel cu relația. Contribuim prin acțiunile noastre de-a lungul timpului și, vezi tu, ai spus, față de cei din exterior suntem pregătiți. Față de cei din exterior știm să zâmbim, știm să spunem mulțumesc, știm să spunem bună ziua și știm să avem grijă de relația cu celălalt. Când venim acasă ne permitem să fim mofluzi, ne permitem să fim arțăgoși, ne permitem să vorbim urât, ne permitem să fim supărați. Și ne permitem uneori chiar să îl agresăm pe cel de acasă. Deci ne purtăm mai urât decât cu cei din exterior. Ni se întâmplă acest lucru. Fie că suntem obosiți, fie că venim supărați, fie că am fost tracasați la serviciu. Dar nu e vina celui de acasă. Cel de acasă e acolo să ne susțină. Dacă noi venim spre el cu altă stare, chiar dacă am fost tracasați în exterior, el ne poate susține, dar noi nici măcar nu-i dăm voie să ne susțină când venim cu agresivitatea noastră către el. Și după un an, doi, trei, cinci de astfel de comportamente repetitive, ne întrebăm de ce am găsit casa goală într-o zi? De ce ne-a părăsit? Păi am contribuit la acest lucru. N-am prețuit pe cel de acasă. Uneori nu-i prețuim pe cei de acasă nici măcar pe cât îi prețuim pe cei din exterior. Cel puțin nu arătăm. Poate că nu-i prețuim prea tare nici pe cei din exterior, dar măcar ne purtăm frumos cu ei. Avem o anumită decență a interacțiunii. Pe când acasă, ușor, ușor o cam pierdem. Dacă e cu mine, trebuie să-mi suporte, nu? Nu, nu trebuie să-ți suporte. De ce suntem într-o relație? Pentru a trăi mai bine. De ce am intrat într-o relație? De ce intră fiecare? Cunosc o mulțime de oameni care sunt singuri și își doresc o relație. Își doresc cu atâta ardoare o relație. De ce? Pentru că își imaginează, cred, ei știu că pot trăi mai bine într-un cuplu decât pot trăi singuri. Și acest lucru poate fi adevărat. Dacă și celălalt crede la fel într-un cuplu, ambii trăind la fel, pot să facă astfel încât în cuplu să trăiască mai bine decât ar trăi singuri. Dar împreună pot face asta, nu doar unul singur. Îți mulțumesc, Gabriel, am ajuns la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit până la această oră. Vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Ne reîntâlnim alături de Gabriel Manolache, Life and Spiritual Coach, miercuri viitoare la aceeași oră. Pe curând!